Eveniment cultural deosebit la Fetești a fost lansat primul număr al revistei El, realizată de membrii Cenaclului Cultural Lumina. Personalități culturale feteștene, membrii ai Cenaclului Cultural Lumina, și-au expus creațiile în cadrul acestei reviste, care a văzut lumina tiparului cu sprijinul primăriei municipiului Fetești. În cadrul acestei lansări de revistă au fost expuse și lucrările de literatură, proză și poezii ale autorilor feteșteni, precum și lucrări de pictură, fotografie și modelaj în lemn. La Fetești este lansat primul număr al revistei de cultură, revista El. Aceasta este realizată de membrii Cenaclului Cultural Lumina, cu ajutorul și cu sprijinul primăriei municipiului Fetești. Cenaclul Cultural s-a născut din dorința scriitorilor feteșteni de a realiza mai mult pentru acest oraș. Așa că pe 28 ianuarie, anul acesta, membrii Cenaclului se întâlnesc la Casa de Cultură și pentru prima oară sunt sub titulatura Asociația Culturală. Vreau și eu pe această cale să aduc mulțumiri Consiliului Local, Primăriei, personal, domnului primar, pentru că ne-a asigurat fonduri necesare tipăririi. Știți noastră, scrii, dar dacă n-ai cu ce, rămâne la sertar. Iar în ceea ce privește expoziția, o să vedeți aici că sunt lucrări de literatură, proză și poezie. Și să știți că în afară de ceea ce am expus noi și noi am expus lucrări ale membrilor Cenaclului, în oraș sunt mulți mai mulți oameni care scriu și care cred că într-un viitor foarte apropiat vor fi alături de noi. De asemenea, sunt lucrări din domeniul artelor vizuale. Este vorba de, așa cum o să vedeți, lucrări de pictură, fotografie și, am zis eu, modelaj în lemn și alte materiale, pe lucrări care mi se fac cu totul și cu totul deosebite. Cenaclul nostru își propune, sau și-a propus, să contribuie în principal la revitalizarea activității în acest domeniu și și-a înscris de asemenea ca obiective, care sunt și domenii de activitate ale Cenaclului, domeniul creației, așa cum spuneam, literare sau în domeniul artelor vizuale, domeniul cunoașterii și promovării istoriei locale. Cenaclul ăsta vine, și nu o spun eu, chiar am discutat în cadrul ședințelor noastre, să vină nu numai cu creație, să vină și cu o informare științifică, unii la alții, să ne împărtășim această cunoaștere care vine ca un tăvălug peste noi și dacă nu suntem atenți, rămânem foarte ușor în urmă. Eu aș propune să înființăm o spirală, așa cum am conceput eu, o spirală a personalităților culturale de peștene. În sensul, un part aici e doar o idee. Ideea de a să fie o spirală din beton în care să apară primul. E doar o idee. Eu îmi plac cultul. Emil Druncea, scriitor. Mariana Călin, fotografie. Toți cei care creează plus valoare culturală, spirala se înceapă și pe măsură ce apar alți creatori, va trebui să facem un efort ca să atragem de partea noastră tineret. Neapărat că fără tineret Cenaclul nu va avea mare succes. Aș vrea totuși să aduc pe această cale aminte că Cenaclul Agora, cum a fost la început și am avut curație de numele de Agora, probabil și Țeagora în limba greacă, înseamnă piața unde se întâlneau greci și discutau problemele lor. Atunci, în 74, când am înființat, a fost fostul jurist Dumnezeu să-l odihnească Santi Vlad,
bibliotecarul Simon Mișu și cu mine. Vreau să-i mulțumim domnului profesor Bănoiu că a reușit să ne strângă pe câțiva dintre noi și să ne mai dea câte un impuls în activitatea literară. Fotografii care surprind realul, autenticul, picturi realizate în tehnici novatoare pe diverse suporturi au fost admirate de participanții la evenimentul cultural. Aș vrea să vorbesc despre fotografie în esență ca artă și ca îndeletnicire umană. Am și studiat în diverse reviste care mi-au căzut în mână, am și auzit de la specialiști mai mari și mari artiști, ce consideră ei că ar fi fotografia. Fotografia înseamnă scriere cu lumină. Are niște reguli, știți ce înseamnă. Aveți și dumneavoastră sau voi aparate de fotografiat, ați făcut mii de fotografii prin concedii, prin vacanță. Spunea cineva din cercul nostru, că e foarte ușor să scrii poezii. Zice în șirul niște cuvinte, le dai un sens și iese poezie. E la picule cam același lucru. Sunt și acolo niște reguli, trebuie să ții cont de ele și iese tablou. Trebuie să stăpânești foarte bine desen. Să stăpânești foarte bine culoarea, apoi strici ce ai văzut în desen. Și cum toată lumea asta este umbră și lumină și la propriu și asigurat, într-un tablou trebuie să fie clar partea de umbră și de lumină. Sunt fericită că văd toate acestea. Nu mă consider creator de artă, sunt mai degrabă un ecologist. Adică Dunărea a adus gunoaiele ei la noi aici, le-a adus pe malul Briciului la Sternica, sub Mazale, acolo, dacă știți locul. Eu le-am găsit, le-am curățat, le-am îmbinat, cum au zis ele, le-am lăcuit de așa manieră încât să fie și strălucitoare, să fie frumoase și apoi le-am și botezat, că erau copiii mei adoptivi. Sunt bucuros că ați reluat această idee cu Cenacul Lumina. De ce vă spun reluat? Pentru că eu, pe 25 martie 1999, am citit în Cenacul Lumina la Casa de Cultură din Fetești. Și aceasta este caiet de citit, Singurătatea Umbrei. Este a cincea carte a mea care mi-a apărut și vă las pentru arhivă. Da. Am căutat în arhiva personală și am găsit două caiete de citit. Activitatea culturală m-a îndemnat să fac și o societate culturală Apolon, se numește. Activează în Urziceni, așa cum spunea domnul Mircea Mănoiu, am două edituri. Avem 22 de festivaluri naționale și internaționale, avem 8 sesiuni de comunicări științifice și multe, 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 multe altele. Dacă urmăriți pe Facebook, ne vedeți. Chiar acum suntem într-un proiect cu Consiliul Județean Ialomița, care se numește DEPI, este dezvoltare, ecologizare, protejare și informare. Se desfășoară în localitățile Dridu, Moldoveni, Manasia și Coșereni. Vineri chiar încheiem acest proiect și ca să închid, trebuie să vă spun că toate, dar absolut toate, și am să repet asta peste tot pe unde merg, toate au pornit de la Cenaclul Agora și Cenaclul Lumina din Fetești. Primele mele 18 cărți au avut aici lansarea și pe urmă am făcut lansări la niveluri mult mai mari. La această lansare de revistă au luat parte și autoritățile locale și județene care au pledat pentru susținerea actului cultural. Mă bucur foarte mult că sunt astăzi cu dumneavoastră. Este o deosebită onoare să vă revăd și din postura de viceprimar vreau să vă asigur de tot sprijinul pe care Primăria Fetești o să-l acorde tuturor acțiunilor pe care dumneavoastră le veți desfășura la nivel de cenaclu. Am să vă rog pe această cale, ori de câte ori mai aveți acțiuni sau invitați sau ce aveți de gând să facem, să discutăm și să punem la cale, pentru că, bineînțeles, și Primăria poate să sprijine foarte mult toate aceste acțiuni pe care dumneavoastră le faceți, atât că este vorba de
lansare de carte sau expoziții sau de sculptură. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat, vă urez multă sănătate, putere de muncă și ne mândrim cu dumneavoastră oriunde, pentru că sunteți din Fetești și reprezentați Cupriul Feteștiul și municipiul Fetești. Atât de multă lume de mare calitate, mă uitam și ascultam cu mare atenție ceea ce spunea mai devreme domnul Gigi Preda, domnul George Călin. Un lucru care nu s-a spus aici, o să-l spun eu, sunt două dintre personalitățile județului desemnate în acțiunea Consiliului Județean Ialomița 10 pentru Ialomița, ca fiind doi dintre cei mai prodigioși reprezentanți ai culturii ialomițene. Îi avem astăzi aici, suntem mândri că suntem feteșteni. Felicitări! Cred că veți avea o șansă la a trece printr-un proces de selecție mult mai dificil, deoarece în acest an veți fi jurul dumneavoastră. Da, și va trebui să decideți. Sper să găsiți tot dintre feteșteni personalități care să merite un titlu similar. Da, da, sunt sigur că aveți de unde și sper ca cei tineri pe care cu toții sperăm să vină alături de acest cenaclu, să vină cât mai repede, categoric, populația tânără din Fetești are un potențial creativ extraordinar în toate domeniile. Am fost și sunt și voi fi profesor tot timpul la Fetești, la Liceul Teoretic al I și sunt martor că avem astfel de tine. Ca peste tot este nevoie de implicare și uneori implicarea asta în ridicări de clădiri, în asfaltări de străzi, în reabilitare de drumuri, în amenajare de trotuare, te fac adesea să uiți lucrurile care contează cel puțin la fel de mult, cum este actul cultural dintr-o localitate, cum este școala, cum este spitalul sau dispensarul, și aceste lucruri nu sunt la îndemâna oricărui om care lucrează în administrație. Eu constat cu mare plăcere că la Fetești sunt atinse toate aceste domenii, mai ales în ultimii ani, și o să avem cu toții ocazia și fericirea să le și vedem realizate pe toate aceste domenii. Această întâlnire a evidențiat cu prisosință realitatea că la Fetești există viguroase forțe creatoare în zona cultural-artistică, a căror colaborare trebuie să se axeze și pe atragerea creatorilor tineri în rândul cenacului cultural Lumina.